Vom pregăti pizza Food Time. Este o pizza simplă. Dintr-un aluat de pizza fraged o vom face. 100 de grame de mușchi file, 250 de grame mozzarella, 7-8 ciuperci champignon le vom toca fin, 4 roșii, un ardei gras, o ceapă. Avem aici o cutie de roșii pasate. Vom folosi jumătate amestecată cu busuioc tocat pentru a unge blatul de pizza, iar jumătate o vom păstra pentru ketchup. Tăiem ciupercile în felii cât mai subțiri. Roșiile spălate le tăiem rondele. Continuăm cu ceapa, pe care o tăiem tot rondele, cât mai fine. Ardeiul gras, la fel, tot rondele. Mozzarella o vom tăia rotund. Felii nu foarte groase. Iar mușchiul file îl vom tăia pe lungime. Păstrăm câteva frunze de busuioc pentru ornare. Iar restul le tocăm. Amestecăm jumătate din pulpa de roșii cu busuiocul tocat. Și nu ne mai rămâne decât să punem aluatul în tavă și să asamblăm toate ingredientele. Așezăm aluatul în tavă. Întindem deasupra pasta de roșii cu busuioc. Luați întotdeauna aluat proaspăt, este mai bun decât cel congelat. Continuăm cu mușchiul feliat. Ciupercile. Ardeiul gras. Ceapa. Adăugăm acum un praf de sare. Continuăm cu roșiile, mozzarella, stropim cu ulei de măsline, și un praf de piper. Încălzim cuptorul la 150 de grade și lăsăm pizza înăuntru pentru 25-30 de minute, până când mozzarella se topește și roșiile sunt frumos rumenite. Avem pizza la cuptor, continuăm cu prepararea ketchup-ului. Adăugăm puțin ulei de măsline. Sare,
două vârfuri de linguriță, cam așa. Puțin oțet balsamic. Un vârf de linguriță de piper. Și dacă vă place picant, câțiva pulci de ardei. Pizza Food Time TV. Dacă vă place cum arată, o puteți prepara acasă și o puteți servi cu un pahar de bere rece.